Salutare și bine v-am găsit la un nou clip de pe acest canal. Numele meu este Dani, iar astăzi facem un POV, un mic clip de introducere cu mașina mea daily, acest X5 de veric, sănătos, din anii de grație a mărcii BMW. Ne vom plimba un pic, după care o să vă las cu niște cadre din afara mașinii, o să vă arăt per total dotările, ce are, ce nu are, ce merge, ce nu merge. Este un BMW fără erori, după cum se poate vedea. Mi s-a ars un bec la numere. Oh! În spate, deci asta este singura eroare. Hey, that's pretty good. După cum se poate auzi, nu știu dacă se aude pe filmare, este un 3000 diesel. Deci noi avem benzinară, o navigație chinezărie drăguță. A fost pe mașină de când am luat-o, nu am pus-o eu. Voiam să fac o introducere a acestei mașini, pentru că de ceva timp n-am postat absolut nimic de la ultimul clip de la Essen Motor Show. Am vrut să văd cum decurge canalul. A trecut o perioadă destul de lungă din cauza unor dificultăți, mai mult sau mai puțin importante. Am venit pe un drum din ăsta mai de țară, ca să zic așa, să ieșim și noi de aici. Deci dacă vă place ceea ce fac și vreți să continui, dați un like, un subscribe dacă sunteți noi, lăsați un comentariu. Și hate-ul e constructiv, dacă doriți să hate-uiți, nu-i problemă. Ia să vedem, mamă, ce aglomerație. Da, hai că ne băgăm și noi. Mamă, stai că e prea cald. Ia să dăm așa. Am o boală, deci dacă văd că în partea șoferului clima este pe o anumită temperatură, trebuie să fie și în partea dreaptă. Nu pot să le văd diferite, cum ar fi să fie asta 23,5, asta 23, trebuie să fie la fel. Sunt mai fixist așa uneori. Da, bă, băieți, deci mașina per total se prezintă super bine după o anumită vârstă destul de mare. La activ 364.000 de kilometri reali, verificați. Am verificat-o pe car vertical, nu are accidente, spre uimirea mea, nu mă așteptam să nu aibă, adică din 2005 până acum. Bine, cel puțin nu are accidente cu asigurare, acum nu știu dacă fi avut vreodată ceva mic făcut amiabil sau mai știu eu ce. Este un 3000 diesel facelift M57TU, technical update, de 200... Opa, era un Ford, nu, Alfa Romeo, doamne ce mișto era. Da, este un 3000 diesel M57 de 218 cai, motorul care s-a pus și pe 60 din câte știu. Mașina are un soft pe ea, nu l-am făcut eu, așa am luat-o. A mers super bine, nu mi-a făcut probleme, nu mănâncă ulei, nu scoate fum. Scoate fum doar dacă, uite cum merg acum în oraș, câteva zile, 3-4 zile, să se înfundă, adică se strânge funingina aia pe... Mamă, ce aglomerație. Se strânge funingina și na, până se desfundă 2-3 kg de anul și după nu mai scoate fum, dar nu scoate exagerat de mult. Nu cum fac unele softuri. Softul a fost destul de bine făcut, presupun, pentru că nu scoate nici la rece fum, nu scoate nici când o calci un pic, deci e ok. Pe cutie softul mi se pare un pic cam agresiv, dacă o las în modul normal și dau kickdown, dă niște șuturi cam ciudate. Dacă o dau un sport, scap de problema asta. Probabil, adică nu că probabil, sigur este de la soft. Na, eu mai scot eu pe manual, uite, întâia. Schimbă destul de lent, este o cutie veche, un ZF, dar pe manual nu am treabă cu ea, se comportă super bine. Spre uimirea multora, mașina asta are un consum, bă, super bun. De ce să mint? Nu cred că mi-a sărit de 10 pe oraș. Să nu exagerez, poate 11, că din câte știu, bordul mai și minte. Undeva la între 6 și 7 la 130 de km pe oră, având în vedere că mașina cântărește 2 tone 250 goală, fără mine în ea. Eu zic că e un consum super bun. După cum puteți vedea, avem scaune sport de piele, într-o stare ok. Se vede numărul de kilometri, într-adevăr, nu le-am tratat încă cu nimic. Am avut o soluție de la Meguiar's. Sponsorizați-mă dacă vedeți clipul ăsta. O pastă, o cremă care o aplicai cu un burețel și hidrata și curăța scaunele în același timp, dar am rămas fără, n-am mai cumpărat și în momentul de față arată cam răuți scaunele, mai ales scaunul șoferului.
în partea stângă, lateral, o să vă arăt după când mă dau jos. Cred că scaunul deja trebuie retapițat pentru că se vede foarte urât aici. Nu știu dacă să pun volanul de M, care s-a montat și pe 46 și pe 39. Nu sunt sigur dacă să-l pun pe acela sau să-l retapițez pe acesta. Îmi place foarte mult și ăsta. E destul de gros, e mare, așa e. E de X5, e bărbătesc. Ca dotări avem încălzire în scaune, asistență din pantă, DSC care vine cam pe toate mașinile, de aici deschidem portbagajul, senzorii de parcare, presiunea în roți și na, climă bizonică, cum mi se spune. Cutia automată, avem xenon adaptiv, cornering, cum au toate presupun, volan reglabil electric. Facem și noi la stânga. Comenzile pe volan merg. Pilotul automat merge. Avem panoramă. Da, nu știu dacă s-a văzut, dar trebuie să vă arăt după. Ce mai avem? Da, geamuri negre, folie, a fost pusă pe ea. Faruri automate. Frâne sport pe față. Foarte mișto frânele. Au fost dinainte pe mașină, nu le-am pus eu. Discurile sunt ventilate, nu știu ce marcă sunt. Mă gândesc că sunt ceva ori Brembo, ori ATE, dar ATE știu că nu are discuri de genul ăsta, o să le vedeți imediat. Mașina momentan, din câte știu de la fostul proprietar, ar trebui să aibă undeva la 270 de cai, 260, 270 plus minus, așa mi s-a spus, și undeva la 700 de Newton, 680. Mașina având de fabrică 550 de Newton, deci nu e o diferență, adică se simte într-adevăr. Are și pachetul Shadowline pe exterior, negru lucios, care și el trebuie polișat, curățat frumos, pentru că s-a mătuit un pic, o să vedeți acum lamele de la geamuri, nu mai lucesc cum trebuie, se vede un pic fade așa culoarea, dar suntem în mai aproape, deci o să vină căldura în curând, așa că o să mă apuc ușor de mașină. Mi-am cumpărat deja câteva produse de la Meguiar's, îmi place foarte mult marca Meguiar's, am folosit produse de la ei și mi s-au părut super bune. Și na, continui tot cu Meguiar's pentru poliș. Uitați ce E90 frumos, E91. Ce pot să vă mai spun eu de mașină? O să parchez undeva în curând și o să vă las cu câteva cadre. O să fac un cinematic, o să încerc să fac un cinematic cât mai frumos la mașină. Tot încă ne ceva prin spate pe acolo. Avem încălzire și în banchetă, dacă nu, n-am menționat treaba asta. Soft close la portbagaj. Pentru anul lui mi se pare super tare. Ia să vedem unde mă parc și eu, dar cred că știu. Cred că știu unde mă parchez. Sunt foarte mulțumit de mașină. Mașina este daily, o folosesc zilnic, la muncă, la ieșit afară, peste tot. Am fost cu ea în România acum o săptămână, a treia oară când am fost cu ea în România, într-un an de zile. Deci pot să spun că este o mașină super bună și care își face treaba după atâta timp cu brio. Uite, aici ne băgăm și noi, aer liber, verdeață. Să nu murdărim că doar ce am spălat-o, acolo nu pot să intru, dar o să o las aici. Și o să-i facem niște cadre, o să-i tragem niște cadre imediat. Am întors mașina pentru că parcase cineva aici și nu puteam să-mi trag cadrele. Am deschis și noi capota. Cam ăsta este interiorul. Deci dacă vedeți scaunul aici, nu prea arată atât de bine. Aici buretele s-a dus. Dar în schimb avem scaune cu memorie. Full electrice, aproape nu se mai lipsește asta de aici. Care dacă nu mă înșel te strângea aici la spate. Este legendarul motor M57.
pasionații auto trebuie să știe motorul ăsta. S-a pus pe E39, pe E46, pe E90 dacă nu mă înșel, pe non-facelift, pe E60. Este un motor foarte bun dacă ai grijă de el. Un pic murdar, se vede că nu prea am umblat pe la el. Na, nu prea e atât de mult de povestit despre mașină. Nu e modificată, nu e tunată, nu nimic. Se văd aici frânele, discurile aerisite, ventilate, cum vreți să le spuneți. Nu are perne de aer. Are telescoape normale pe arc. Dar nu se vede nimic din poziția asta. În spate la fel, scaune încălzite, bancheta încălzită. Dar nu prea e nimic de spus așa despre ea, în mare parte. Este o mașină super utilă, super bună. Portbagajul este la fel, destul de mare. Poți să cari cam destule cu el. Îmi place la X5-uri oblonul ăsta pe care îl poți deschide de aici. Mi se pare că e foarte practic. Are roată de rezervă. Mașinile noi, din câte știu, nu au, au kitul acela de spumă cu compresor sau... Da. Cam asta este și prezentarea X5-ului. Nu sunt prea multe de spus despre această mașinuță. Pot să spun doar că este una... Trece un tractor. Este una practică foarte bună de zi cu zi. O să urmeze o mașină nouă pe canal în curând. Nu pot spune ce este pentru că, dacă mă credeți, nici eu nu știu încă ce va fi. Va fi o mașină pe care o voi modifica exact cum am făcut cu E34. Cei care au văzut clipulețul acela mic, nu mai am acea mașină. Am vândut-o anul trecut. Din mai multe motive, s-au investit foarte mulți bani, timp, iubire, ca să zic așa. Și la un moment dat era... Bine, devenise și plictisitoare pentru mine. Mă săturasem de ea, sincer să fiu. Mi-aș mai lua una ca aia, doar V8, dar încă nu știu, nu sunt sigur, nu dau spoilere. Și cum v-am spus la început, vreau să mă țin de treaba asta cu car vloguri, povuri, prezentări ale mașinilor, prietenilor. Lăsați-mi în comentarii dacă vreți să fac review-uri la mașini. Am o mulțime de mașini pe care le pot prezenta. Eu am fost Dani. Dacă vă place ceea ce fac, vă place vocea mea, nu uitați, lăsați un like, subscribe dacă sunteți noi, un comentariu și ne vedem data viitoare.